Un șofer neglijent a provocat detectarea Mocănița Huțulca, din județul Suceava, care este plin de turiști. Din imaginea capturată de camera de supraveghere puteți vedea cum a ieșit femeia din pagină, fără a fi făcută. Acest lucru a fost bătut pe deplin de locomotivă, care a alunecat în cele din urmă. La acea vreme, Mocănița era o cursă cu turiști între sate, Momoldovița și Argel Sate. Nici șoferul nu a fost ales cu vătă mare, dar mașina a fost grav deteriorată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și au continuat ancheta. Dar nu este prima dată când Mocănița Huțulca de Rais. Și la sfârșitul anului trecut, un astfel de incident a avut loc la scurt timp după ce Mocănița a fost scos din garaj și s-a îndreptat spre gară, unde turiștii au preluat. Mocănița sare de pe șine, cel mai probabil pentru că gheața, șina nu este curățată bine de zăpadă. În momentul detectării, nu existau pasageri în Mocănițe și nu au existat victime.